Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la The Escapist! Ce mai faceți? Toate bune și frumoase, da? Hai să vedem pe cine strigă, să nu ne strige pe noi, fiindcă avem foarte, foarte multe chestii bune. Tu ce vinzi? Tu nu vinzi nimica interesant. Tu ce vinzi? Wow, 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 bun, 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 bun. Hai să fim cu minți, să vedem pe cine strigă, să sperăm că nu ne strigă pe noi. Să sperăm că strigă pe nici pe Cristi. Radu și AVG. Nu, 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 nu. Cum fac, cum fac? Nu, trece înapoi. Cristi, tu ce-i pe aici? Tot fel de chestii bune pe care eu ți le-am dat. Ok, hai să învățăm astea repede. Grapple head, deci este un cap de la grappling hook, din ăla cu care te poți cocoța pe pereți, bun. Așa și flimsy axe, dar tot n-am rețeta. Bun. Dar bănuim că se face din range, am zis data trecută. Așa. Acum, hai să vedem ce avem aici. 1, 2, 3, 4. Așa, vino să pun un pământ aici. Ok. Hai să-ți pun ție două contrabandă aici. 2. Ce-am pus? Ciocolata? Nu. Așa, deci 1, 2. Am zis că am 8 contrabandă. 1, 2, 3, 4. Pun ciocolata pe jos. Așa, 1, 2, 4, 5, 6. 6 cu 2, 8. Perfect. Așa, hai, du-te și verifică, mă. Nu e nicio problemă. Să sperăm că ne verifică în timpul micului dejun. Asta ar fi cel mai important. Așa, hai să vedem că ne verifică. Tragem cu ochiul. Intră tu acolo și verifică. Bun, ai verificat, nu s-a întâmplat nimic rău. Știu. Acum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și cu cele două de la Cristi 7, 8. Așa. Am multe pile, multe pile, nu știu exact ce să fac. Cred că am trebuit și un... Ia, clește, știu să fac clește. Ăsta și ăsta și ăsta fac clește. Ăsta și ăsta și ăsta face clește. Ok. Flimsy cutters. Acum, pot să le îmbunătățesc cumva? Cu doar o pilă sau îmi trebuie și scoci? Tung, tung. Nothing happens. Deci cred că îmi trebuie și scoci. Dar am mai scurtat din... Acum am doar 6 contrabandă, fix 6 locuri câte am eu aici. Perfect. Hai să-mi iau ciocolata. Job quota. Ok. Mergem și ne facem jobul. Facem progrese, dragilor. Facem progrese. Treptat, treptat. Ia, tu ce mai vinzi? Tu mai vinzi? Nimic. Bun. Ce armă am? Am un 4 din 5. Să-mi pun ciocolata momentan aici. Ce de roșii. Văd multe roșii. Îmi place când văd multe de aceeași culoare. 5 și 6. Sper să nu-mi ia gardianul acesta ciocolata. Hai, lasă-mă. 2. Lasă ciocolata acolo, nu face nimica. Bun. Wow, roșii. Perfect. Numai roșii. 4, 5, 6. Hai, 6. Mulțumesc. Și cred că astăzi, dragilor, trebuie să investigăm exact cum... Deci știm cum ieșim. Știm să ieșim din... tu aici, tu aici, dăm ciocolata. Deci știm să ieșim din celulă. Asta știm. Tu, Silviu, tu parcă vindeai... Da, 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 da. Așa. Știm să ieșim din celulă. Ne va trebui târnăcopul. Unde-i celula noastră? Ce aveți voi aici? Hai, vină cu... Nu, jos. Nici o armă mai bună. Nici o armă mai bună. Deci, vom ieși pe aici. Dugu, dugu, duc. Și aici ieșim la suprafață. După aia, trebuie să tăiem acesta. Să-l tăiem pe ăsta. Și mai este încă un gard pe afară, care este electric. Și ne-ar trebui să oprim cumva curentul. Ia să vedem ce mai zice încă o dată despre curentul acesta. Aici, la telefon. La telefon ne zice, pac, outer fence, deci gardul din afară, este cu curent electric.
Uită-te după o cale de a opri curentul. Cum oprim noi curentul? Ia, tu ce știi să faci? Dă-mi o misiune. Dă-mi o misiune. Nu-mi dai nicio misiune? Sunt prea plin la misiuni? Jurnal. Da, sunt prea plin la misiuni. Ok. În acest episod, dragilor, m-am gândit să... Hai, ești aici. Să caut o cale de a opri curentul. Generator. Generator. Cum ajung eu la acel generator? Tu ce vinzi? O șurubică, dar nu ne trebuie. Așa. Nu știu cum să ajung la acel generator. Cred că va trebui să... Ce? Exercițiu? Bine, hai să ne facem niște exerciții. Hai să facem aici flotă. Una, două, trei. Q și E apăsăm aici. De multe ori mă întrebați în comentarii ce exact apeși. Q și E. Și nu pe amândouă odată, ci alternativ trebuie apăsate. Bun. Așa. Și hai să mai și alergăm puțin. Ia, pleacă de aici. Lasă-mă pe mine aici. Așa. Și acum tot așa. Q și E. Numai că acea bară nu trebuie să stea cât mai lungă, cât mai plină. Nu este ca la flotări. Free period. Free period. Cred că mergem și facem puțin duș. 6. Hai, 7. Bun. Așa. Hai să facem puțin duș. Suntem la 83%, 75%. Trebuie să găsim o cale să oprim acel generator. Nu. Mircea, hai să facem rost de o cheie roșie. Cred că cel mai bine facem rost de o cheie roșie. Pentru asta ne trebuie o cană, o ciocolată, o am. Așa. Talcum powder, cu ce combinam? Cu pastă de dinți, parcă. Cu pastă de dinți, parcă combinam. Ne trebuie... toothpaste. Ia! A, tot 4 din 5. Bun, bun, bun. Hai să ne asigurăm că facem un lucru bun. Nu de aici, de aici. Așa, și... Wad of Putty, deci un gemotoc de... talcum powder toothpaste. Un gemotoc de plastelină se face exact din ce avem noi nevoie. Vino tu cu tu. Așa, mulțumesc. Vino tu cu tu cu tu. Așa, mulțumesc. Și acum, trebuie să iau un gardian. Hai să-l iau pe Vlad. Vlade, nu o lua pe acolo. Te rog, ia-o pe acolo. Așa, deci Vlad are sigur cheia roșie. Să vedem dacă o și deține. Vino înapoi. Intră tu pe aici. Intră pe aici. Și dă să-ți dau asta. Nu! Ce facem? Free period. Deci dacă-l văd pe Vlad, îi dau să bea cacao cu... ciocolată. Ciocolată topită. Asta îl va... îi va da un mic... Nu, nu vreau să atac. Îi va da un mic knockdown în care eu pot să iau cheia. Alex nu trece pe la roșu. Când îl văd pe Vlad. Vlad... ăsta este... cine ăsta? A, directorul. Vlade? Nu, tu ești Robby. Unde-i Vlad? Aha, Virgil. Nu-i bine. Trebuie să... dar stai că el a ieșit pe acolo, nu? Virgil, trece încoa. Așa. Uite-l pe Virgil. Dar de ce sunteți doi? Virgil. Așa. Hai într-un colț să fie mai ferit. Așa. Hai. Sus. Vino jos. Mă uit la tine. Iau cheia roșie. Îmi fac o amprentă. Îți dau cheia roșie înapoi. Nu. Așa. Pac. Lasă-l jos. Lasă-l jos. Așa. Am reușit. Ok. Acum, ce mai avem nevoie? Avem nevoie de un pieptene. Voi ce aveți pe aici? Nu. Iartă-mă. Nu. Virgil. Ce faci? De ce mă urmărești? Că l-am ridicat pe ăla? Nu, nu mai fac. Gata, jur. Promit să nu mai fac. Sunt cu minte. Evening meal. Evening meal. Așa. Cine mai vinde ce? Nu vinde nimeni nimica? Am 3 misiuni. Da. Tu vinzi. Tu vinzi. Ce vinzi? Bun, așa. Că tot aveam multă contrabandă. Și cine mai vinde? Tu? Sau de la tine am cumpărat? Nu, de la tine am cumpărat. Bun. Hai să facem rost
Da. Facem rost de cheia roșie. Cheia roșie ne trece de... Delivery jobs. Contrabandă multă. Așa, deci contrabandă. Vino tu încoace. Așa. Vino încoace. Acum, tu vii aici. Și restul este contrabandă, da? Așa. Deci am una, două, cu 5, 7, 8, 9 contrabandă. Nu-i bine. Așa, brichete. Mai îmi trebuie o brichetă. Am depozitat eu aici la Cristi, sper să nu mă vadă Cristi. O brichetă și un pieptăn. Ok, mai vreau ceva? Nu mai vreau nimic. Bun, Cristi, totul în Londra. Da, bine. Asta, Mentos, nu mă interesează, bun. Avem 9 chestii de contrabandă. 3 ar veni... Așa, hai să vedem aici. Deci aici pe undeva am zis că avem generator. Oh, nu, delivery jobs. Oh, leu, să nu-mi pierd jobul. Repede, să nu-mi pierd jobul. Să nu îmi pierd jobul. Da. Vino cu a. Tu. Așa. 1, 2, 3 și 6. Așa. 1, 3 și 6. Vino tu. Aici. 1. Să nu-mi pierd jobul? Că e foarte bine plătit acest job. Și n-aș vrea să-l pierd. După aia trebuie... Iar să am grijă că am toată inteligența. Wow, ce căutați aici? E petrecere la mine aici în depozit. Așa, și... Ia. Așa, am rezolvat treaba. Acum, tu pe jos. Și ce pot vedea eu de aici? Ok, pot opri generatorul dacă ajung oare acolo? Deci când îmi fac munca, trebuie să trec pe acolo. Pot să tai gardul acesta. Dar trebuie să-mi fac un gard fals. Cum fac eu un gard fals? Ia să vedem. Ce rețetă avem aici? Avem gard fals. Așa. Ce ești tu? Nu? Bun. Așa. Uite, gard fals. Fake fence. Acesta ne-ar trebui. Ne-ar fi foarte bun. Și ce aș mai avea nevoie? Știu că se face o pungă. Uite asta. Contraband pouch. Duct tape și foil. Foil am. Chiar trebuie să fac asta. Ia să fac eu acest lucru ca să mai scădem din chestiile de contrabandă. Una de asta. Hai, vino aici. Așa, zic că am destulă inteligență. Super! Mulțumesc! Deci când mă duc la muncă pot să-mi iau cleștele. Și... Cleștele, ca să oprim, generatorul. Ia că se bată și aici. Deci îmi iau cleștele, când mă duc la muncă, îmi iau cleștele. Opresc generatorul. Unde sunt? Aici, așa. Mă duc la muncă, îmi iau cleștele. A, nu, îmi iau cheia direct. Corect, îmi iau cheia, pam, opresc generatorul. Și după aia, ăsta este cu albastru. Deci ăsta e cu albastru. Cu albastru înseamnă că e cu curent. Shower blocks. Bine, hai că vin la shower blocks. Îmi iau cheia roșie. Cheia roșie e contrabandă. Chiar dacă e de plastic, mă va detecta. Deci nu-i bine. Îmi trebuie neapărat punguța aceea cu care pot să intru cu contrabandă fără să mă prindă. Deci îmi trebuie punguța. Îmi trebuie 1. Deci punguța, cleștele, nu-mi trebuie cleștele, cheia îmi trebuie. Și dacă am cheia, wow! Cred că reușim să evadăm în curând. Deci am cheia, am evening roll call, acum, să nu mă strige pe mine. Dacă nu mă strigă pe mine, sunt ok. Așa. Ne facem toate felurile, din păcate. Cosmin și Dan, tu ce vinzi? Vinzi ceva bun? O rangă aș fi vrut și eu. O rangă. Ia, și tu? Rangă! Ok, avem o rangă.
Avem oare și... Ia, mai vină tu aici odată. Scotch? Nu. Scotch? Oare am... Cred că am un scotch. Cred că am un scotch. Ia, tu ce mă înveți? Glass shank. Mhm. Este un fel de cuțitaj din sticlă, dintr-un ciob. Bun, ia vină tu aici așa. Uite, te-am pe tine, te-am pe tine. Oh, ok, ia zi-mi că am destul. Zi-mi, te rog, că am destul. Hei! Perfect. Deci, paia, paia, așa. Mai trebuie două rânci ca să-l fac pe ăsta perfect. Și dacă îl fac pe ăsta super, super bun, îl pot combina cu ăsta. Și facem multitool-ul acela. Cum se numea? Multitool. Flimsy pickaxe. Ah, pe ăsta l-am învățat acum, așa. Nu am învățat despre multitool. Înseamnă că am citit într-unul din comenturile voastre. Bun, Cosmin și Dan... Ah, alții vând. Alții mai vând oameni, chestii. Așa. Deci aș putea trece pe dedesubt. Nu știu acum dacă pot să sparg aici un zid și să pun un zid fals. Avem zid fals? Există așa ceva? Câtă contrabandă avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Tu și cu tu și cu tu. Să mă asigur că pot să fac ceva de genul acesta și dacă te iau pe tine și pe tine, am cheia roșie. Super! Vino înapoi aici. Nu... Ma, ba da. Ba dacă nu mai am alte chestii de contrabandă decât aici, aici și voi doi, aici și aici. Ok, deci am 7 chestii de contrabandă. Super! Dintre care o pilă pe care nu știu exact dacă o să o folosim. Ah! Cred că îmi trebuie un scotch și pila asta și cleștele și pot să-l upgradez. Wow, ce bune au fost acele două scotch-uri. Au fost super, super bune. Chiar benefice. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest episod. Și ne vedem data viitoare. Numai bine! Pa, pa!